De exemplu, atunci când cineva cumpără un cuptor cu microunde sau un televizor, iar acestea se află ambalate în cutie, ambalajele nu trebuie aruncate la gunoi pentru că operatorii economici condiționau acordarea garanției de deținere a ambalajului. Ei bine, acum, potrivit unei legi publicate în Monitorul Oficial pe 30 octombrie, niciun agent economic nu mai poate refuza garanția unui produs dacă nu se află în ambalajul original. Același act normativ se referă și la modalitatea de gestionare a deșeurilor, astfel că sunt prevăzute o serie de obligații, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru cele juridice, în sensul că nu au voie să arunce la întâmplare ambalaje și deșeuri de ambalaje, ci să le predea operatorilor economici care asigură reciclarea. În cazul persoanelor fizice, nerespectarea acestor obligații este sancționată cu amendă de la 400 la 800 de lei, iar cele juridice riscă amenzi cuprinse între 10.000 și 20.000 de lei. Legea explică și cum ar trebui colectate deșeurile. În acest sens, containerele în culoare albastră sunt destinate deșeurilor de hârtie și carton, cele de culoare galben sunt destinate deșeurilor de plastic și materialelor compozite, containerele de culoare verde sau albă sunt destinate ambalajelor din sticlă colorată sau albă, iar cele de culoare roșie sunt destinate deșeurilor periculoase. Apar noi reguli și în perspectiva modului în care sunt fabricate ambalajele. Printre acestea, obligativitatea de a fi introduse pe piață numai ambalaje la care suma nivelurilor concentraților de plumb, cadmiu, mercur și crom hexavalent prezente în ambalaj sau în componentele acestuia nu depășește 100 de părți pe milion raportat la greutate, cu excepția ambalajelor realizate numai din sticlă cristal și conținut de plumb.